Capitolul 4. Ce se întâmplă cu lumea asta? Kristen, tocmai am primit un telefon de la casa de bătrâni. Ei spun că bunica Anderson nu mai are mult de trăit. Plecăm chiar acum să ne luăm rămas bun. Rămas bun? Am pus caietul jos și am ieșit în urma mamei spre ușa din față. Trecând prin sufragerie, privirea mi-a căzut pe o poză cu mine și bunica de când eu eram într-a doua. M-am oprit. Era greu de crezut că fotografia fusese făcută cu 9 ani înainte. În poză, bunica ședea într-un balansoar în camera noastră de zi, iar eu în poalele ei. Aveam părul ud pentru că tocmai ieșisem din duș. Amândouă zâmbeam. Nu la mult timp după ce am făcut acea fotografie, ea a avut un atac cerebral și a fost mutată într-un sanatoriu aproape de noi. Fiindcă în ultimii 8 ani fusese incapabilă să meargă sau să vorbească, nu am cunoscut-o cu adevărat. Ne duceam deseori în vizită, ea aflându-se într-un scaun cu rotile, iar de sărbători o aduceam acasă la noi ca să petrecem mai mult timp cu ea. Acum era greu de imaginat că toate acestea nu vor mai avea loc. 10 minute mai târziu am intrat în cameră. Era o tăcere stranie. Bunica arăta de parcă ar fi dormit. Singurul lucru diferit față de ultimele dăți când o vizitase era că acum respira mai greu decât de obicei. M-am oprit cam la 2 metri de pas și am înghețat, neștiind ce să spun sau ce să fac. Să vorbesc cu ea? Să o ating? Mă simțeam stânjenit, așa că n-am făcut nici una, nici alta. În schimb, stăteam acolo privind cum pieptul ei se ridica și cobora. Nimeni nu scotea o vorbă. O priveam doar, reflectând la ultimii ani. După 30 de minute de la sosirea noastră, ea a expirat și nu a mai inspirat înapoi. Mi s-a strâns inima. Am privit în jur la ceilalți, nefiind sigură ce să cred. A murit? În film era întotdeauna un aparat ce țiuia și o linie dreaptă pe un ecran. Aici nu era decât tăcere. Tatăl meu s-a plecat deasupra patului. La revedere. Mâinile îi tremurau în timp ce ținea mâna mamei sale. Mama mea a făcut același lucru. Eu tot nu știam ce să cred. Mi-am luat tăcută la revedere și apoi am ieșit în urma mamei pe coridor. Ne-am urcat în mașină și am pornit spre casă. Tata era tăcut. Mama își ștergea lacrimile din ochi. A murit? Mama s-a întors și s-a uitat la mine cu sprâncenele ridicate ca și când n-ar fi fost sigură dacă mă auzise bine. Da, Kristen, știu că e greu de crezut, dar chiar s-a dus. Ochii mi s-au umplut de lacrimi și o remușcare adâncă a pus stăpânire pe mine. Ar fi trebuit să o vizitez mai des și să petrec timp cu ea. De acum nu voi mai avea niciodată șansa asta. Funeralii ne-au venit și au trecut, iar următoarele săptămâni și luni au fost vremuri triste în casa noastră. Toți erau mai tăcuți, pierduți în gândurile lor. Nu vorbeam despre sentimentele noastre. Oare durerea și regretele acestea sunt normale? Aș fi putut face ceva și n-am făcut? Ceva care să îmbunătățească măcar calitatea vieții ei? Vinovăția punea în umbră tristețea. Poate că dacă aș fi vizitat-o și aș fi ajutat-o să facă mai multă terapie fizică, s-ar fi simțit mai bine. Poate că ar fi putut să meargă și să vorbească din nou. De ce nu m-am dus mai des? De ce n-am ajutat-o? Poate că n-ar fi murit, dacă doar aș fi petrecut mai mult timp cu ea. Zilele treceau și vinovăția nu mă slăbea din strânsoarea ei. Nu știam cum să fac față unui deces în familie. Toți ceilalți păreau să se descurce bine, toți în afară de mine. Ce se petrece? Tocmai ajunsesem în spațiul comun unde elevii din primii și din ultimii ani de liceu serveau prânzul și pierdeau vremea dimineața. Mă întrebam de ce prietenii mei se strânseseră în cerc. E vorba de Brandon. S-a sinucis astă noapte. S-a spânzurat de un copac din cimitir, Kristen. A murit. Am fost șocată. Brandon s-a spânzurat? Nu poate fi adevărat. Mi-a venit în minte chipul lui, zâmbetul lui. E imposibil. De ce să se sinucidă? Doar nu o ducea chiar atât de rău. Vestea a venit ca un pumn în vintre, mai ales pusă alături de celelalte decese, boli și probleme din viața mea din ultimul an. Oamenii mureau pe capete în jurul meu. Brian, fratele mai mare al prietenului meu, Justin, murise într-un accident de motocicletă. Apoi, un alt băiat de la școală a murit într-un alt accident de motocicletă. După aceea am aflat că o fată pe nume Tania era pe moarte în spital din cauza unui tumor pe creier. Nu știam pe niciunul foarte îndeaproape, dar toți făceau parte din viața mea într-un fel sau altul. Cu Tania, făcusem împreună niște proiecte pentru școală și era unul dintre cei mai veseli oameni pe care îi cunoscusem.
Înainte de ea nu întâlnisem pe nimeni de vârsta mea care să aibă cancer și să fie aproape de moarte. Era trist, înfricoșător. Nu înțelegeam de ce trebuiau toți să moară, cu atât mai puțin la vârsta noastră. De ce se petrec toate acestea? Ce se întâmplă cu lumea asta? Știam că nu aș fi putut face nimic pentru a-i salva pe cei ce muriseră în accidente. Sau chiar pe bunica mea. Dar eram convinsă că aș fi putut face ceva pentru a-l ajuta pe Brandon. Fusesem prieten de ani de zile. La începutul liceului, vorbeam mult unul cu altul. O plăcea pe prietena mea, Casey. Și adesea apela la mine pentru sfaturi despre cum să-i câștige inima. Vorbeam despre ea, despre școală, despre alți prieteni, despre orice. Dar în ultima vreme nu ne mai văzusem și nici nu mai vorbisem la fel de mult. Unii spuneau că bea mult și că se apucase de droguri. Fusese dat afară din echipa de fotbal, iar părinții lui se separaseră de curând. Îmi doream să fi știut și să-l fi ajutat sau să-l fi întrebat cum se descurca. Trebuia să-i fi fost alături. Vinovăția mi-a devenit tovarăș credincios. Toți prietenii mei simțeau la fel și ne era foarte dor de Brandon. La o săptămână după moartea lui, am găsit o cale de a fi aproape de el, o cale de a-i arăta cât de mult ne păsa. Ne-am dus la copacul de care se spânzurase, ultimul loc în care fusese văzut în viață. Într-o atmosferă sumbră, am pășit pe poarta metalică a cimitirului. Picioarele mele voiau să se oprească, dar am mers înainte alături de prietenii mei. Aici este. Cineva a arătat spre un copac înalt de pe colină. M-au străfulgerat tot felul de imagini. M-au copleșit frica și tristețea, dar știam că trebuia să fac asta pentru Brandon. Ne-am așezat în jurul copacului și am plâns. În jurul nostru se întindeau în toate direcțiile pietrele de mormânt ale altora care muriseră. Ei își trăiseră viața și tot ce mai rămăsese în urma lor era un nume pe o piatră funerară. Nu voiam să se întâmple și cu Brandon la fel. El merita mai mult. Ce-o fi fost în mintea lui când a înnodat funia, pecetuindu-și astfel soarta? Nu se poate să fi plecat deja. Nu așa ar trebui să se sfârșească o viață bună. Capitolul 5. Mică și neputincioasă. La 3 luni după moartea lui Brandon, viața revenise la normal în multe privințe. Încă mai simțeam o gheară în piept când mă gândeam la toate cele întâmplate, dar suportam durerea cum puteam mai bine. Unele zile erau mai ușoare decât altele, iar ziua de azi era una dintre acelea mai bune. Zâmbeam când am coborât din mașina lui Kelly. Aerul văratic de seară era cald, iar noi ne duceam cu pași mari la o petrecere. Am tras aer adânc în piept, tot mai entuziasmată pe măsură ce ne apropiam de ușa casei lui Eric. Mă sunase mai devreme în cursul zilei ca să ne invite pe mine și pe câțiva prieteni acasă la el. Știam fără niciun dubiu că avea să fie alcool la petrecere, fiindcă Eric și prietenii lui aveau vârsta legală pentru a-l cumpăra. Încercasem câteva guri cu un an în urmă, dar după moartea lui Brandon am început să beau mai mult. Obișnuiam să-mi spun că băutura a ajutat la amorțirea durerii din gură atunci când ortodontul îmi strângea aparatul dentar, dar adevărul era că efectul de amorțire m-a ajutat să mă gândesc mai puțin la toată durerea din viața mea, sau cel puțin așa credeam eu. Fusesem atâta vreme un copil cu minte, o fiică bună. Nu mai eram. Se întâmplase de câteva ori ca părinții mei să afle că băusem și nu voiam să se mai repete asta. Nu voiam să dau de necaz sau să fiu nevoită să mă explic. Mama descoperise și țigări în buzunarul jeansurilor mei când mi-a spălat trufele. Am mințit-o că erau ale altcuiva, dar se vedea în ochii ei că nu mă credea. Nu-mi plăcea privirea aceea. Detestam să-i dezamăgesc pe părinții mei. Ușa s-a deschis. Bună, haideți înăuntru. Unul dintre prietenii lui Eric ne-a zâmbit și s-a dat la o parte. Nici nu mai găsisem bine un loc să mă așez când cineva mi-a pus o bere în mână. Am găsit un loc liber pe canapea. Ochii lui Eric s-i au întâlnit pe ai mei din cealaltă parte a camerei și am simțit cum inima mea și accelerează bătaia. Arăta bine. Îl întâlnisem prima oară la petrecerea unei bune prietene și se părea că și eu îi stârneam un interes special. Ne sărutasem odată, când am ieșit cu prietenii la not în piscina unui hotel unde lucra o cunoștință de-a lui Eric. Am închisit câteva guri de bere, întrebându-mă dacă seara aceea avea să includă și un al doilea sărut. Câteva minute mai târziu a venit spre mine. Bună, Kristen! Ce ai mai făcut în ultima vreme? Ești foarte drăguță astă seară. Bluza asta arată uimitor de bine pe tine. Mersi! Când s-a îndepărtat, a început să-mi ia amețeala. Nu știam dacă de vină era faptul că vorbisem cu Eric sau berea. Poate amândouă. Erau, poate, 30 de oameni la petrecere, împrăștiați pe cele două paliere ale casei. Orele treceau, iar noi petreceam de minune, ascultând muzică și sporăvăind.
De-o șase petreceam la parter când una dintre prietenele mele a venit la mine și m-a strâns de mână. Ascultă, Kristen, noi mergem să o luăm pe Jen. Tocmai ieșit de la serviciu. Ne întoarcem imediat. Am încuviințat din cap. Bine. Îmi simțeam mintea încețoșată, iar camera părea greu de focalizat cu privirea. Mi-a trecut prin minte să mă duc cu ei, dar canapeaua era prea confortabilă. Mi-am lăsat capul pe tetieră și am închis ochii. Când i-am deschis, un minut mai târziu, Eric stătea pe scaunul din fața mea, iar noi doi eram singurele persoane de la parter. Nu eram sigură dacă ceilalți plecaseră deja sau dacă mai erau încă la etaj. Oricum, nu conta. Îmi plăcea Eric. Era întotdeauna atât de drăguț. Au trecut 10 minute, iar eu m-am frecat la ochi, încercând să-mi focalizez privirea. Unde au dispărut cu toții? Am mormăit către Eric. Ce contează? S-a deplasat de la locul lui și, dintr-o mișcare, a fost lângă mine. Mi-am încrucișat brațele la piept și am simțit un nod în stomac. Nu știam ce să spun sau ce să fac. Îmi făcea plăcere să pierd vremea cu Eric, dar faptul că eram numai noi doi mă neliniștea. Unde a dispărut Kelly și toți ceilalți? Când se întorc? Mi-am ciurit urechile să aud zgomotele petrecăreților de la etaj, dar nu se auzea nimic. Categoric, 30 de oameni nu dispar pur și simplu. Poate n-ar trebui să fim singuri. Poate ar trebui să urc la etaj. Mi-am alungat din minte îngrijorările și am încercat să mă relaxez. Am sporovăit cu Eric despre toate și despre nimic. Era ușor să comunici cu el, întotdeauna politicos și respectuos. Mi-am spus că totul avea să fie bine și că prietenii mei aveau să se întoarcă în scurt timp, dar cele 10 minute s-au făcut 20, apoi 30. Când au de gând să se întoarcă? De ce durează atât? Nu cumva au uitat de mine? Ți-am arătat vreodată filmele mele? Eric s-a ridicat și mi-a făcut semn să-l urmez spre colecția lui. Nu mai știu. Mă simțeam sânjenită, dar bucuroasă că aveam un motiv să mă ridic de pe canapea. L-am urmat ezitantă în cealaltă parte a încăperii. Pe pereți erau atârnate postere, iar patul lui era nefăcut. Deasupra șifonierului era un teanc de CD-uri audio și filme. L-ai văzut pe ăsta? Mi-a arătat un film de acțiune. Nu, e bun? Da, mie mi-a plăcut. L-am putea viziona împreună cândva. De acord. Poate săptămâna viitoare. Sigur, am zâmbit eu. Am dat să mă întorc la canapea de Eric apășit în fața mea, tăindu-mi calea. Cu un zâmbet mi-a îndesat ușor părul după ureche. Mi-am ridicat privirea spre ochii lui albaștri, stomacul îndamsat de emoție și tulburare. Apoi, gentil și dulce, m-a tras mai aproape și m-a sărutat. Deși surprins, am acceptat sărutul. I-am simțit buzele moi. Trupul mi s-a relaxat. Am continuat să ne sărutăm, dar după vreo două minute, sărutările lui au devenit din ce în ce mai intense. Era limpede că voia mai mult. Mâinile lui mă căutau pe bâșbuite și am încercat să-l îndepărtez. Eu nu sunt genul ăsta de fată. Nu, stai, Eric. Poate că ar trebui să mergem la etaj. Ceilalți trebuie să se întoarcă de acum. Nu-l interesa conversația. Brațele lui m-au tras mai aproape. Sărutările mi-au frânt cuvintele. Inima îmi bătea sălbatic și l-am îmbrâncit. Atunci a făcut un pas ce m-a înghesuit între el și patul lui. Nu știam ce să fac. Eric, nu. Am încercat să mă distanțez de el, dar el era mai puternic. M-a sărutat pe gât. Degetele i-au trecut la nasturii de la haine. Stai, nu! I-am dat mâinile la o parte, dar el le-a pus repede înapoi. Am încercat din nou să îi le îndepătez, dar strânsoarea i s-a întețit. În scurt timp îmi desfăcuse nasturii. Brațele lui s-au înfășurat în jurul meu. Inima îmi spărgea pieptul. Printre grohăituri m-a trântit pe pat ca un animal sălbatic. Parcă nu avea sentimente, doar dorință. Am încercat să strig, dar mi-a acoperit gura cu a lui. Te rog, Eric. Nu. El continua să mă dezbrace. Nu! Din nou i-am opus rezistența, am încercat să mă ridic, dar el m-a împins înapoi și s-a urcat pe mine. Nu, oprește-te, te rog! Dă-te jos de pe mine! Cuvintele mele au rămas neauzite. Nu însemnau nimic. Eu nu însemnam nimic. Am înlemnit paralizată de frică și nu am mai fost în stare să scot o vorbă. Nu se poate să se întâmple asta. Nu se întâmplă de adevăratelea. Simțeam o fierbințeală în tot corpul. Îmi era greas. Nu mai judecam limpede. Voiam să plâng și lacrimile nu veneau. Dă-te de pe mine! L-am îmbrâncit. Trupul și inima îmi zvâgneau de durere. Îmi venea să vărs. Toată atracția față de Eric s-a transformat în dezgust. Oprește-te, te rog! În sfârșit s-a tras înapoi și m-a privit. Probabil că mi-a citit oroarea de pe chip, pentru că ochii i s-au mărit și s-a dat la o parte. Imediat s-a ridicat și a fugit pe scări în sus. L-am auzit intrând în baie. Aveam un vârtej în stomac și îmi venea să vomit.
Mintea mea se învâtea înnebunită nevenindu-i să creadă. M-am îmbrăcat, m-am strecurat în liniște afară din cameră și am fugit la etaj. Am găsit un telefon în bucătărie, dar când am ridicat receptorul, n-am știut pe cine să sun. Nu știam unde erau prietenii mei, nu știam cum să iau legătura cu ei, părinții mei. M-am gândit să-i sun pe ei și ochii mi s-au umplut de lacrimi. Dacă i-aș fi sunat, ar fi știut că băusem, ar fi știut că fusesem cu băieți mai mari. O frică nouă mi-a tensionat mușchii umerilor și brațelor. Dacă vin după mine, vor ști ce s-a întâmplat. Vor ști că am fost violat. Apoi vor vrea să mergem la poliție. Mi-au venit în minte imagini cu întrebările și interogatoriul ce aveau să urmeze. Nu voiam să vorbesc despre cele întâmplate. Eric putea fi arestat, apoi urma un proces. Am vizualizat sala de judecată. Ultimul lucru pe care îl voiam era să stau în fața unei sări tixite de străini, încercând să explic cele petrecute, să explic detaliile acelea scârboase, sub privirile tuturor. M-a umplut rușinea. Nu voiam să știe nimeni. Mă simțeam murdară și fără valoare. E vina mea, nu trebuia să fiu aici. Ar fi trebuit să plec cu prietenii mei. Dacă îi chem pe părinții mei, vor ști. Toată lumea va ști. Nu voiam asta. Și totuși trebuia să plec de acolo înainte să se întoarcă Eric. Inima îmi bătea gata să-mi spargă pieptul la gândul că ar fi putut să mă găsească chemând ajutor. Am ridicat receptorul și am chemat pe cineva de la slujbă. Pe cineva care nu ar fi pus întrebări. A doua zi când m-am trezit, era ca și când aș fi privit lumea prin ochii unei alte persoane. Mă simțeam mică și neputincioasă, ceva ce nu mai experimentasem înainte. Întotdeauna mă lăudasem că eram o fată puternică, tenace. Eram fata care ținea totul în sine când suferea, fata care nu plângea, iar acum nu mă mai simțeam deloc eu însămi. Mă simțeam slabă, neputincioasă, pângărită. Nu știam ce să gândesc despre noaptea dinainte. Totul se petrecuse atât de rapid și nu voiam să cred că era adevărat. A fost doar un vis urât. El n-ar profita de mine în felul ăsta. Dar imaginea ce mi se derulau în minte și senzația de cădere în gol din stomac îmi spuneau că se întâmplase de adevăratele. Pot să uit totul. Nu mă voi lăsa afectată. În seara aceea, în drum spre slujba mea de la pizzeria, am văzut pe trotuar un bărbat ce venea cu pași mari în direcția mea și mi-am simțit trupul îngordat. Dacă îmi face rău? M-am uitat în jur întrebându-mă dacă era cineva prin preajmă la care aș fi putut striga după ajutor în caz că aș fi avut nevoie. Ce se întâmplă cu mine? Niciodată până atunci nu mă simțisem atât de vulnerabilă. Nu pot lăsa asta să mă afecteze. Tot restul zilei, inima mi-a tresărit la cele mai neînsemnate zgomote. Și când m-am dus spre casă, lumea, care până atunci fusese luminoasă și veselă, parcă se îmbrăcase în culori cenușii. M-am uitat în lungul și în latul fiecarei străzi pe care am trecut după vreun pericol. Urmăream din nou fiecare mașină, de teamă ca Eric să nu fie în vreuna dintre ele. Nu am nicio valoare, niciodată nu i-a păsat. Tot ce a vrut a fost trupul meu, niciodată nu m-a plăcut. Nu mai am nimic de oferit altcuiva. Gândurile îmi treceau cu repeziciune prin minte, indiferent unde eram sau ce făceam. Mă storceau de puteri, nu voiam să fiu fata aceea, nu voiam să am acele îngrijorări. Am încercat să ignor imaginile și gândurile ce mi se derulau în minte, am încercat să mă prefac că nu se întâmplase nimic. Câteva zile mai târziu, abia ajunsesem de la școală când a sunat telefonul. Alo? Mă așteptam să aud la celălalt capăt al firului vocea vreunei prietene. Bună! Ce mai faci? Am recunoscut imediat vocea lui Eric. Nu știam cum să-i răspund. Mă luase complet pe nepregătite. Bine, tu? Mâinile îmi tremurau și îmi era teamă să mai spun și altceva. Îmi era teamă să-i dau de înțeles cât eram de supărată. Teamă că avea să vină și să mă găsească. Mai știi ce s-a întâmplat alaltă seară? Ei bine, eu cunosc o mulțime de oameni în departamentul de poliție. Dacă sufli ceva, cuiva are să-ți pară rău. Apoi a închis. Am îndepărtat receptorul de ureche și m-am uitat la el. Nu-mi vine să cred că tocmai m-a amenințat. M-a cuprins mânia, dar mai mult decât ea, teama. Teama că dacă aș fi spus cuiva ceva, ar fi fost cuvântul meu împotriva cuvântului lui. Mânia stârnită de nedreptatea ce mi se făcea s-a plecat în fața fricii. Toată lumea o să-l creadă pe el, până și poliția. Ei îl cunosc. Mă vor face să povestesc totul, iar el va scăpa tot nepedepsit. Dacă îmi va face iarăși rău... În momentul acela am știut că nu aveam să merg vreodată la poliție. Nu mă țineau nervii. Suferința era prea intensă. Emoțiile mele se cătuiseră tot încercând să facă față tuturor deceselor, în special sinuciderii lui Brandon. Era mai ușor să nu spun nimic decât să-l dau în judecată. Îmi era teamă că, povestind altora despre asta, îl înfuriam pe Eric și că mă putea răni din nou. Le-am înnăbușit pe toate într-un cotlon al inimii. Nu contează dacă nu spun nimic.
oricum nu contez. A doua zi când m-am trezit dimineața prima dată, mi-au venit în minte imagine din noaptea aceea. O și visasem. Am ignorat gândurile și visele și m-am sculat simțindu-mă ca un zombie în toate mișcările mele. M-am frecat la ochi și mi-am scos din dulap niște cereale. Mi s-a făcut greață și am pus mâncarea înapoi. De obicei petreceam aproape o oră pregătindu-mă pentru ziua ce tocmai începea, dar în dimineața aceea n-a mai fost așa. Am tras pe mine niște haine răbărțate, mi-am prins părul într-o coadă de cal, după care mi-am înșfăcat tema neterminată și am pornit spre școală. Nu aveam chef să merg, dar nici să stau singur acasă nu voiam. Detestam sentimentul că cineva putuse profita de mine în felul acela, așa că am încercat să mă convinc că fusese o relație sexuală liber consimțită. Speram că minciuna avea să înlăture durerea. Am și spus-o chiar unei prietene, în speranța că asta avea să o facă mai adevărată. Dar indiferent dacă eram în stare de veche sau de somn, onestă sau nu, nu puteam evada din realitatea faptului de a fi fost violată. Dacă ai fost victima unui viol ori abuz sexual sau dacă cineva a profitat de tine în felul acesta, îmi pare foarte, foarte rău. Știu că nu-ți vine să crezi că s-a întâmplat așa ceva. Și bănuiesc că asta te-a făcut să te simți complet folosită și lipsită de orice valoare, dar valoarea ta este mult, mult mai mare decât îți dai seama. Dumnezeu te-a făcut perfectă și sănătoasă și nimic nu va schimba vreodată asta. Tu nu ai meritat ce ți s-a întâmplat, orice ai crede. Victima nu este niciodată vinovată într-un abuz sexual. Dacă încă nu dezvălui nimănui, acceptă ce ți s-a întâmplat și nu mai păsta secret acest lucru. Te rog, nu-i da voie să jefuiască din tine și mai mult. Mărturisește unei prietene și mergeți împreună la poliție. Dacă nu știi cum ai putea face asta, Dumnezeu îți va da puterea necesară. Nu-ți face griji, în cele din urmă nu-ți va părea rău. În același timp, cere lui Dumnezeu să te ajute să ajungi până acolo încât să poți ierta persoana care te-a rănit. Eu a trebuit să-l iert pe Eric. Iertarea nu înseamnă că ce ți-a făcut acea persoană a fost acceptabil, ci că nu cade în sarcina ta să o pedepsești. Lasă asta în seama lui Dumnezeu. Iertarea te va ajuta pe tine să găsești eliberare și vindecare pentru ca viața ta să poată începe să meargă mai departe. Asta îmi doresc pentru tine. Cu drag, Cristian.